Fostul procuror șef al DNA, Laura Codruța și va lucra începând de astăzi ca procuror la serviciul de îndrumare și control din cadrul parchetului de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție. Decizia a fost luată de procurorul general Augustin Lazer care a delegat-o pe și pe noul post, după ce astăzi dimineață Consiliul Superior al Magistraturii a decis că fosta șefa a DNA își va continua activitatea ca procuror la DICOT Sibiu. Procurorul general a informat și care vor fi noile atribuții ale Laurei Codruța și Având în vedere experiența profesională dobândită până în prezent, doamna procuror va avea atribuții privind implementarea la nivelul Ministerului Public a strategiei naționale anticorupție pentru perioada 2016-2020, aprobată prin hotărârea Guvernului numărul 583 din 2016, respectiv actualizarea strategiilor de combatere a corupției, precum și elaborarea de strategii sectoriale la nivelul unităților de parchet, în conformitate cu obiectivele strategice și domeniile prioritare ale instituției. A informat parchetul de pe lângă în alta curte de casație și justiție. Laura Codruța Chioveș a fost revocată în luni din funcția de procuror șef al DNA de președintele Claus Iohannis. După Decizie obligatorie a curții constituționale în acest sens. La acel moment, fosta șefa DNA a anunțat că va rămâne în continuare procuror. Între 2006 și 2013, și a ocupat funcția de procuror general al României, iar între 2013 și iulie 2018 a fost procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție.